nu ne s-a mai întâmplat asta de când am fost în India. Deci a fost o interacțiune foarte ciudată, pentru că mi-a vorbit, cred că în chineză. Ăsta e genul meu de stand. Ia uitați acolo. În cazul în care nu știați, anul ăsta i-a intrat în patrimoniu UNESCO. În sfârșit că ați venit și voi la noi, dar... Mai acum, înainte mai... să... Acolo ați partul târgul. Uitați-vă la treaba asta. Frumos. Tocmai ce se închide strada și eu sunt prinsă între motoare, pentru că vine trenul. Teoretic nu te lasă să intri fără să te oprești undeva și să bei ceva, dar nu mi-a zis nimic acum. Bună dimineața din Hanoi! Astăzi suntem în centrul capitalei Vietnamului și o să vă luăm cu noi la o plimbare să vedem principalele atracții turistice și puțin din viața locală. Primul obiectiv la care, sau mă rog, care o să-i dăm ocol noi astăzi este lacul Huan Kiem. Acesta este fix în inima orașului și legenda spune că regele Leloi a găsit în mijlocul lacului o bucată de metal din care și-a făcut o sabie cu care a câștigat bătălia cu una din țările învecinate la momentul respectiv. În momentul în care a câștigat bătălia, s-a întors și a sărbătorit făcând o plimbare pe lac și din lac a ieșit o broască testoasă de aur care a cerut sabia înapoi. Și de atunci lacul acesta se numește în traducere lacul sabiei returnate. Salutare! Good, thank you. Thank you. Bye. 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 Am avut un copil pe stradă foarte... dezimbolt. Da, cred. Nu știu dacă pot să-i zic dezimbolt, că mie mi s-a părut foarte timid și a vrut să fac o poză cu mine. Nu cu Iulia de data asta. Care este foarte frumos îmbrăcat astăzi, nu știu dacă ați observat. Foarte drăguț. Și mama lui filma. Hai! Ce voiam să zic este că nu prea ni se întâmplă chestia asta în Hanoi, să vină lumea să ne bage în seamă sau să ne zâmbească, dar cred că este a treia oară, în 3-4 zile, e plăcut. Nu de alta, dar majoritatea oamenilor se uită foarte urât la noi, sau nu știu dacă neapărat urât, cât că nu zâmbesc și se uită foarte insistent. Adică am avut astăzi pe cineva că stătea la cafea care s-a uitat așa după noi, trecând cu motorul, în continuu. E dubios, e foarte dubios. Nu ne s-a mai întâmplat asta de când am fost în India. Suntem în capătul celălalt al lacului, ne-am pornit undeva de acolo și în partea asta am venit astăzi, deși nu era în plan zona asta a orașului, pentru că am văzut zilele trecute că aici se ține un fel de târg care se numește European Village și avem și noi un stand. Și tocmai ce am trecut pe aici, astea sunt făcute de Institutul Francez, sunt niște galerii de artă cu fotografie de modă, fashion photography. Am intrat să vizităm templul de pe insulă. Este închinat regelui care a câștigat bătălia, de care vă povesteam mai devreme din legenda lacului. Și are basoreliefurile astea la intrare, unul cu tigru și unul cu un... Water Dragon se numește ăsta, un dragon de apă, este unul dintre cele patru animale sacre ale culturii vietnameze, alături de Phoenix și încă două, nu le știu pe celelalte două, dar e una dintre cele mai importante atracții turistice din oraș și are acest pod pe care îl vedeți în față, pe care o să trecem, care noaptea se luminează. Mă povesteam de legenda lacului. Chiar există un basorelief aici cu broscuța țestoasă care a luat sabia regelui. Este sabia aici făcută. Și peste tot sunt simboluri chinezești pentru că acest templu este închinat filozofiei confuciene și daoiste. Încă un dragon care este semi-dragon, semi-unicorn. Și unicornul, mi-am adus aminte, este unul din animalele lor sacre. Am prins-o pe Iulia, uitați-vă. Ce poze cu nebunii. Cu hândrălăi. Mai are un băiat aici. Better? Deci a fost o interacțiune foarte ciudată, pentru că mi-a vorbit, cred că în chineză, și mi-a pus un telefon în față, gen, așa. S-a pus lângă mine și după aia m-a luat de mână să mă întreagă lângă el să facem poze și la un moment dat a dat pe camera din față și îmi făcea doar mie poze, gen, el nu intra în poze. Și eram, ok, un pic ciudat. Da, foarte dubios. Se întâmplă aparent astăzi mai mult ca niciodată, cred că e din cauza rochiței. Natărit. Mă rog, depinde dacă o considerați un lucru bun sau un lucru rău.
la templu. Nu știu dacă v-am spus că biletul a fost 30.000 de dolari de persoană și chiar aici, în spatele meu, este teatrul unde se țin spectacolele de water puppets. Am fost și noi la unul aseară, ne-au costat 200.000 de dolari de persoană pentru rândurile din față și vă recomandăm căldură pentru că a fost super interesant. Clădirile lor au forma asta de vagon și printre magazine, din loc în loc, sunt niște zone, ca să putem ia asta de aici, ca să poți ajunge până în capătul clădirii la apartamentele care sunt în spate. Sunt foarte dubioase, foarte întunecate, n-au niciun pic de lumină naturală. În unele din ele am văzut murale. Sunt și o să găsești pe partea asta, să vă arăt un moi de aproape. Cățel! Oamenii ăștia au foarte multe animale de companie și majoritatea merg cu scuterul. Fix ce vă povesteam, ăsta e un culoar din acela pe care merg oamenii pentru a ajunge la casele din spate. Și ascuns așa între două magazine, încă avem singur om pe acolo și am văzut că își mai lasă noaptea scuterele. Scuterele sunt tot timpul parcate pe trotuar, nu îi lăsa pe stradă. Astea sunt străzile paralele cu strada din centru. Astea, din zona asta, efectivă, de croitorie, au șireturi, au fermoare, au tot felul de chestii pentru dantele, pentru floricele, nasturi, nu știu, tot felul de dubioșeni de genul ăsta. Traficul începe și se aglomerează un pic în afara centrului. Apar din ce în ce mai multe scutere, sunt foarte mulți vânzători pe biciclete și nimeni nu ține cont de semafoare. Sunt niște semafoare acolo, dar nu contează. Sunt doar de formă. Iar noi trebuie să avocăm ca să ajungem la hotel. Oamenii mănâncă în stradă. Am văzut că seara este un fel de activitate socială, să scoți masa în fața apartamentului și să mănânci. Să mănânci pe trotuar. Și vă povesteam de scuterile parcate pe trotuar, sunt peste tot. Sunt peste tot. Mâncă-mi și tot doamna care are un căruț din ăsta plin cu haine. Suntem încă în centru vechi al Vietnamului. Și arată de parcă am fi în Ferentac sau ceva. Doamna de aici spune, v-am să-mi duc cu străzii? Aici, în restaurant. E mai comun decât credeți treaba asta. Mai comună decât credeți. Doamna care vinde flori pe bicicleta. Mai zic că sunt multe biciclete în asta transformate în tarabe. Aici unde încă e doar într-un scuter și o să ne oprim aici la Circle K. Să ne facem de aprovizionarea de apă. Gata, s-a făcut duminică și s-a deschis târgul și este foarte multă lume și partea frumoasă este că s-a închis strada aici lângă lac. Încă nu știm dacă e deschisă datorită târgului sau datorită faptului că e weekend. Și voiam să vă arăt. Oamenii ăștia s-au strâns în mijlocul străzii să se joace toți. Uitați ce frumos e. Copii, am pierdut pe Iulia, că nu știe. Oameni care cântă, aici s-au strâns oameni care fac tablouri și aici niște tatuaje. Fiecare cu pătrățica lui. Uitați-vă la câinele ăsta roșu, în cap. Cam așa e la corturile care erau cu 2 minute libere. O să căutăm istorișarea noastră să vedem ce găsim acolo. Dar am găsit ceva cu alumni Network care nu știu ce e, dar ursuleții ăștia super drăguți. Ăsta e genul meu de stand. Ia uitați acolo, felicitări Polonia pentru asta. Fac oamenii mâncare, n-ai treabă. E un băiat acolo pe papainage. Și aici avem și o scenă în care am văzut că s-au ținut tot felul de discursuri. Cred că aici e standul, eu căutăm un pașaport și după aia poți să treci pe la fiecare stand, să-l difezi, să-ți pune ștampilă cu el, un fel de viză. Există acest program Suceija, aparent, care este fondat de Uniunea Europeană și care ajută proiecte din Vietnam și probabil din Asia să crească și să dezvolte și să meargă mai departe. Habar n-aveam de chestia asta și chiar am făcut câteva proiecte din câte văd pe aici. Cazul în care nu știați, anul ăsta i-a intrat în patrimoniu UNESCO și ne zicea doamna de aici că târgul ăsta se ține în fiecare an, ținut de Uniunea Europeană și pare că e foarte multă lume și vine foarte multă lume și acum voiam să întrebăm să vedem de ce sunt curioși oamenii și ce întreabă când ajung aici. Pe strada asta aici am mâncăruri tradiționale.
acolo, din alte țări. Am înțeles că n-au sarmale și noi nu avem nimic aici, dar sunt depinde de Germania, sunt în Polonia, am înțeles, tot felul de nebunii, Italia. Și este până în capăt. Și încercam să mă duc să ne iau bere. Aș vrea să zic că am loc să vă arăt ceva, dar... E multă lume! Toți vă lăsiți aici. Aici avem înghețată. E la fel de multă lume. Nu se vede. Avem ceva cafea de la Cibo. Acolo avem ciocolată de la Shaghetten. Nu știu dacă știți pe oamenii ăștia de la Shaghetten, dar sunt foarte mișto pe ciocolată. Și mi se pare tare că apucă, adică mă rog, că oamenii din Vietnam chiar încearcă lucrurile astea, la care teoretic n-ar putea să ajungă. Am ajuns la un băiat care face grătarul pe stradă și face carne de miel. Suntem curioși cum o să fie. Suntem copile aici, avem un grup din România. Ne-am întors în zona unde se dau pașapoartele, ne-au pus să dăm follow paginii de Facebook a lor ca să ne-l dea și o să mergem, trebuie să obținem 16 ștampile, iar aici la final, după ce le obținem pe cele 16, o să ne dea 17 ștampile, care presupun că este cea a Uniunii Europene. Și mâncarea a fost foarte bună, a fost 20 de donci fiecare, adică 4 lei, o frigăruie. Am mâncat și acum, cum ai să-l ia? Mergem să strângem sănătate. Venim aici prima dată. Am venit venim și noi la voi. Și noi. Așa, în sfârșit că ați venit și voi la noi, dar... Mai acum, înainte mai... să... Acolo ați partut turcile. Păi acum... Acum le-am obținut. Acum v-au dat și vouă. Ne-au dat oamenii, hai să mâncăm, hai să... Scrieți la comentarii unde credeți că am ajuns. Și nu e România. Welcome to Ukraine. Am obținut până acum 6. Din păcate, Cehoslovacia, adică Cehia și Slovacia, au plecat, așa că o să mai avem restul și sperăm să le prindem. Mă, că și Austria a plecat, din păcate, este târziu. Oamenii ăștia, dacă le dai like pe Facebook, nici o bere gratis. Din păcate și Belgia e închisă și... O să încercăm să obținem ștampila de Uniunea Europeană cu 13 țări. Ok. Okay. Hai că a fost o fază foarte șmecheră. Oamenii de la delegațiile care au închis stau aici la masă în cerc și le dai pașaportul și ștampilează pe rând. Și am primit toate ștampilele. Și ultima, dacă o găsesc, cred că e pe prima pagină, este de la Uniunea Europeană. Foarte tare! Și aici e ceva spectacol și... Legat de străzile care sunt închise, sunt în fiecare weekend, am aflat chestia asta, mi se pare foarte mișto, sunt o grămadă de oameni, o grămadă de lucruri se întâmplă. E frumos, ne-a schimbat puțin ce-ați mie, da, se schimbă complet vibe-ul orașului, oamenii sunt super relaxați, la plimbare, sunt, nu știu, au tot felul de chestii care apar pe aici, tot felul de tarabe micuțe unde se fac dulciuri locale, tradiționale, că vorbeam și ne-au povestit oamenii că au un dulce care seamănă cu nuga de la noi, care se face tot așa din un fel de caramel, cred că e probabil caramel făcut tot din lapte de cocos și îl pun între doi biscuiți și seamănă cu nuga ca textură și ca gust. N-am apucat să-l încercăm, dar dacă o să-l văd pe aici pe stradă, o să cumpăr unul doar ca să vi-l arăt și voi și să-l gustăm împreună. A, uitați-vă ce am găsit aici. Așunțe pentru copii. Bosu. Uite cine e șef aici, se... cine comandă. Ia uitați cum merge. Vă spate de mușcă de crac. Cum ar fi să mă muște un câine? Mata asta a venit la mine mai devreme, să mă întrebe cum o cheamă. Și acum pare că s-a dus la Iulia, dar nu cred că se înțeleg. Ia-l lupă în brațe. Mă facă și poza acum, asta e mamei care mă duc poza. Pare că aici se dă un concurs.
Și ăsta cred că e cel mai mare de până acum și e și diferit. Vezi cum se fac câte. Ah, tocmai s-a dărâmat. A venit de la mic și a dărâmat turnul. Mi s-a spus că asta este zona în care se fac poze TikTok-uri și toate șmecheriile și după cum vedeți au lumini oamenii, adică sunt... Doar că au lumini, au și uniformă. Au și uniforme, da. Adică sunt îmbrăcate la fel. Dansere aici. Uite băieții ăștia au la gimbal. Și te pun la cap. Hai să-ți lare coarda. Hai să-l băgă că asta e. Ca să înțelegeți cum stă treaba, aici se sare coarda. Partea asta se joacă oamenii și acolo departe se cântă. Cine greșește la săritul corzii aici, face flotări și după aia e cel care învârte coarda. Una din străzi s-a transformat în acest night market și ea fiind închisă, unde vând oamenii tot felul de lucruri. Și aparent se uită la basket acolo, vedeți telefonul? Absolut de lucru. Ilie, ai zis că găsim suveniruri aici, am găsit. Nu prea am găsit suveniruri în Vietnam. Cum ne luăm noi. Asta seamănă cu ce voiam să ne facem pentru nuntă, pentru invitațiile de nuntă. Au cu bicicletele lor tradiționale. Foarte drăguțe. Aici? Dacă știți, dați fierți pe chestiile astea și aici cred că am găsit cele mai mari figurine de până acum, cele mai complexe din câte văd. Iată bine, și Goku de acolo. Știți pe Goku? De acolo. Ce este pălăriuțele astea? Doamne, ce frumos arată! Asta e desertul de care v-am povestit mai devreme. Are prezentarea asta foarte interesantă cu domnișoara care tot întinde de o chestie care este un fel de nuga și ți-o servește între aceste două bucățele de biscuite, nu știu cum să numesc, bafă. Și are două bețișoare fripte ca să poți să ții și muși din ea. Și are și niște alune și nucă de cocos rasă. Noi nu mâncăm nucă de cocos, v-am zis. E bună și nu e dulce absolut deloc. Mă așteptam să fie ceva dulce, dar nu e dulce. Și în general aici mâncărurile dulci, teoretic dulciurile lor nu sunt dulci. Uitați-vă la treaba asta. Frumos. Ca să înțelegeți cum funcționează treaba, s-a băgat alt gen de muzică. Oamenii s-au pus jos, care mai s-au dat la o parte și s-au băgat cei care dansează alt de data asta. Și unii chiar sunt pregătiți, dacă vă uitați la oamenii de acolo. Au venit pregătiți, îmbrăcați cu pantofi și cu chestii. Am plecat către casă și am venit de acolo, de unde începe centru. Și mergem încolo și efectiv tarabele astea nu se opresc. Adică cred că este pe toată zona asta până la noi acasă și probabil după aia. S-a schimbat cu tot orașul ăsta pentru mine, efectiv ziua asta aici mi-a schimbat cu totul ideea despre ce înseamnă acest oraș. Da, nu, a fost foarte frumos. Chiar a fost foarte frumos astăzi. Chiar dacă suntem foarte obosiți, am fost foarte frumos. Ce vă ziceam, se întinde încolo mult și bine. Noi trebuie să facem stânga aici, mai avem, nu știu, 2-3 minute și ajungem acasă. Hanoi încep foarte devreme față de cum suntem noi obișnuiți și unul dintre cele mai bune lucruri pe care trebuie să le încercați când ajungeți aici este cafeaua. Numele orașului înseamnă între râuri pentru că Hanoi se regăsește între Fluviul Roșu și Râul Lung. Are peste 1000 de ani vechime, ceea ce îl face cel mai vechi oraș locuit continuu din lume. Prima oprire este la grandioasa operă din Hanoi, o adevărată bijuterie arhitecturală. Construită de francezi în anul 1911, aceasta este un mix superb între stilul neoclasic și stilul vietnamez. Nu este doar o locație pentru reprezentații și spectacole de renume mondial, este și un simbol important al moștenirii culturale al orașului.
În apropierea operei se află poate cea mai frumoasă clădire din oraș, Catedrala Sfântul Iosif. Aceasta este o clădire în stil gotic care datează de la începutul secolului XIX și este cu siguranță un loc pe care trebuie să-l puneți pe listă. Următoarea noastră destinație este pagoda Tramcoc. Aceasta datează din secolul VI și este un templu budist antic ascuns pe o insulă în lacul de vest. O să mergem să o vizităm. Este una dintre cele mai fotografiate obiective turistice din oraș, iar insula pe care se află oferă o panoramă foarte frumoasă asupra, nu știu cum să-i zic în română, skyline-ului orașului. De aici se văd clădirile înalte din Hanoi. Pregătește pentru ce urmează să vezi pe străzile din centrul Hanoiului, de la oameni care își câștigă cu greu existența împingând biciclete cu care au pe ele coșuri de flori sau legume, până la oameni care poartă pe umeri niște coșuri denumite banh mi, care sunt făcute din bambus. Acestea au fost folosite în trecut de către oameni pentru a vinde faimosul sandwich vietnamez. Mergând prin centrul vechi, o să găsiți de toate. Majoritatea străzilor au câte un anumit tip de magazine care se află acolo. De exemplu, noi acum ne aflăm pe o stradă care are magazine pline cu lumini, cu beculețe sau cu alte obiecte de iluminat. Există străzi speciale pentru magazine de croitorie, străzi speciale pentru ateliere de sudură și tot așa. Noi ne îndreptăm însă spre Train Street, o stradă pe unde trenul trece pe o alee foarte îngustă printre casele localnicilor. Tocmai ce se închide strada și eu sunt prinsă între motoare pentru că vine trenul. A dat drumul străzii și acum o să vedeți foarte multe persoane care vin din partea aia de la cafenele încoace, pentru că cam asta e ideea, de asta se duc oamenii acolo. Uitați-vă ce s-a strâns pe mijloc. Acum o să vină toată lumea încoace. Cam asta e lumea în care se întâmplă chestia asta. Teoretic nu te lasă să intri fără să te oprești undeva și să bei ceva, dar nu ne-a zis nimic acum. Uitați-vă câte lume ești pe cafenele sunt. Am reușit să urcăm într-un bar care este gol, nu știu cum să... E doar o terasă, iar barul efectiv este peste stradă. E o doamnă care ne aduce, tocmai eu văd că ne ia băuturile din frigider. O să mai stăm aici pentru că mai vine un tren în vreo 15 minute. Să-l vedem și de aici din piață și eventual poate după aceea ne mutăm și jos pentru următorul. Majoritatea trenurilor trec seara după ora 7. Există un program pe Google Maps la Railway Cafe. Au ei acolo pus o imagine cu mersul trenurilor. În mod normal nu este neapărat public, tocmai pentru că strada teoretic ar trebui să fie închisă pentru turiști. Cazul în care vă gândeați că nu stă nimeni aici, mai sunt oameni de genul ăsta care trec cu scuturile către casă, săracii. Începe băiatul ăsta să anunțe că vine trenul și credem că de data asta ar trebui să vină din partea aia, pentru că acolo s-a dus. Pare că se vede ceva acolo în depărtare. Începe să vină. E foarte timid ăsta față de celorlalți. Nu te scuze, dar mi-a luat niște bike și nu am care treabă. Bip, bip. Mamă, dar e mare! Chiar sunt oameni în el, pare. Gata, gata, n-ar.
Uitați-vă cât de aproape e de noi. Uitați-vă cât de aproape e de omul ăla. E un pic mai aproape decât era în Thailanda, aici. Foarte aproape. Da, și ne-a zis să ne dăm. Asta-i marfar. Da, asta-i marfar, într-adevăr. Deci cel mai probabil e foarte, foarte lung. Uite, are chestii de asta, de-aia zis să stăm înăuntru. Da, tot ăsta e boss aici, e la care anunță când vine trenul și se dai mai departe. Da, deci dacă vreți să veniți și să și știți când trece trenul, trebuie să mergeți la cafeneaua de lângă, care e a domnului care anunță când vine trenul. El 100% știe orele la care vin. Dar la asta la care am fost noi, că a avut, are niște cartofi foarte buni și prețuri foarte ok. Te vă las meniu aici cel mai bine. Gata. Cam asta a fost, impresionant. Marfar n-am văzut până acum, am văzut un tren de persoane care s-a dus și s-a întors. Dar marfar nu văzusem. Nu mai e nimeni pe aici. Suntem da, noi și toată lumea care a închis. Și am mai aglomerat o oră, nici am înțeles, e pe la 9:30. Seara. Seara și după aia se eliberează strada. Mai dăm să terminăm de mâncat și să ne terminăm berea. Și, și plecăm acasă, că e târziu, este aproape 11. Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Sperăm că v-a plăcut aventura noastră în Hanoi. Dacă ați stat cu noi până acum, poate ne dați un subscribe, ne găsiți și pe Instagram și pe TikTok. Și noi ne vedem în vlogul următor. V-am pupat, aveți grijă de voi, pa! Bună dimineața din inima Vietnamului. Astăzi suntem în Hanoi. Și am uitat ce voiam să zic. Ziți că nu ții minte, da? Bine. Prima oprire este la grandioasa clădire... Prima oprire este la grandioasa operă din Hanoi. Ce trebuie să zic? Adevărată bijuterie arhitectură.